Bună seara, Alex. Primul tău meci la FC Argeș, un meci bun, un meci care putea să înceapă bine pentru voi, putea să dați cel mai rapid gol din istoria acestui campionat, dacă mă înșel. Cred că altfel se scrie istoria acestui meci. Da, bună seara. Primul meu meci, sunt bucuros pentru debutul meu în prima ligă, la FC Argeș. Da, puteam înscrie foarte repede, cred eu altfel era soarta meciului. Am mai avut apoi ocazie, tot prin rupe. Și trebuia să fim mai atenți să fructificăm mai mult și altfel la soarta meciului. Voi cum v-ați simțit în teren? Ați venit la Craiova, o echipă care se bate la campionat, o echipă care câștigase un trofeu acum câteva zile. Voi la primul meci, da. Ați avut puțină teamă, așa? Craiova, o echipă cu pretenții în fiecare an, se bate la campionat. Ei au venit după un succes cu Supercupa. Dar am încercat să jucăm, să ne deschidem, să jucăm fotbal. Și eu zic că am jucat un fotbal frumos în seara asta. Obiective? Anul acesta, anul trecut a fost la un Argeș și a fost la un singur pas de play-off. Da, Vă doriți mai mult? Da, obiectivul nostru este play-off-ul. Sperăm, dăm tot pe teren la fiecare meci și luăm fiecare meci parte în parte și sperăm la final ca să fim în play-off. Tu, cum te simți? Mă simt bine la FC Argeș. Cum te simți în Liga 1? Da, foarte bine. Am fost primit foarte bine de băieți, de staff, de mister, de toată lumea și sper ca să vină rezultatele. Ok, mulțumesc, Alex, și baftă în toate.